o obligativitate pentru un procent, o felie mai mare investită în academiile cluburilor de Liga 1. Da, corect. Este o critică pe care eu consider corectă. Cred că în ceea ce privește banii din drepturile de televizare în viitor, în viitorul apropiat. Așa. Și apropo și de planuri. Cred că trebuie controlat mult mai bine modul în care sunt gestionați de către cluburile din Liga 1. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi trebuie să ne asigurăm că jucătorii sunt cu salariile la zi. Adică mai un fond garantat de exact, salarii. Măcar 2-3 luni. Poate o discutăm mai pe larg, pentru că în momentul ăsta nu se poate, pentru că toate cluburile sau majoritatea cluburilor au datorii din spate, da? Noi trebuie să asigurăm un sistem de control financiar, să le ajutăm să reeșaloneze acele datorii, să ajungă la zi și în momentul în care au ajuns la zi, categoric că putem vorbi despre un sistem de garantare al salariilor. Da, iertați-mă că vă întreb, din punctul meu de vedere, faptul că Liga permite cluburilor să gajeze drepturi TV viitoare, e o încurajare a sistemului de datorii, de înțeleg, îndatorare. Vă referiți la acele cesiuni de creanță, presupun. Multe. Acele cesiuni de creanță, din păcate, sunt permise de legislația civilă din România. Okay. Să fiu sincer cu dumneavoastră și vă spun în premieră, am încercat să găsim soluții pentru a vedea dacă putem să le interzicem. Da? Da. Era o măsură dură pentru cluburi, poate loveam în câteva, dar cred că pe termen mediu și lung, acolo ar trebui să ne gândim, la termenul mediu și lung, cred că ar fi fost o soluție bună pentru ele. Din păcate, legislația din România, în momentul ăsta, nu-ți permite să faci așa ceva, cesiunile de creanță sunt reglementate prin codul civil, așa încât nu putem interveni peste codul civil, dar, repet, departament de control financiar, lucrăm la așa ceva și probabil în toamnă îl veți vedea la Liga Profesionistă de Lumea Fotbal. Lumea o să spună, domnule, ați avut atâția ani, 7 ani, nu l-ați făcut până acum, în 7 ani. Da, Aproape 7 ani. E un reproș pe care îl pot primi, dar degeaba ne întoarcem la trecut. N-ați făcut aia, în regulă. Bun, deci departament financiar care să lucreze... Un departament de control, financiar, care să lucreze doar cu cluburile din Liga 1, să urmărească tot timpul situația lor financiară, să intervine, să corecteze acolo unde e nevoie, chiar să sprijine și să reușim să ajungem cu toate cluburile la zi, în privința datorilor. Uh-huh. Și o vom face. Este ceea ce mi-am propus pentru perioada rămasă. Dar asta înseamnă, și știți dumneavoastră, dispariția probabil a unor cluburi, inclusiv Astra, ar fi într-un mare pericol. Ar fi într-un pericol, dar cred că i-am putea sprijini. Nu cred că va dispărea nimeni.